Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că începând cu data de 9 octombrie va efectua plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, aferentă cantităților de motorină utilizată în perioada 1 aprilie-30 iunie, conform prevederilor hotărârii de guvern. Suma totală plătită va fi de aproape 170 de milioane de lei. Valoarea nominală a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină pentru anul 2018 este de 1,73 de lei per litru.